Începând de marți, la nivel național au fost înregistrate 94 de solicitări la serviciile pentru acordarea de ajutor medical de specialitate persoanelor afectate de caniculă. În acest sens, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea, a solicitat prefecțiilor și structurilor teritoriale pentru situații de urgență să monitorizeze evoluția situației în zonele afectate. Domnilor prefect, vă cer ca împreună cu reprezentanții direcțiilor de sănătate publică, județene, și cu primarii să luați toate măsurile necesare pentru asigurarea la parametri optim a asistenței medicale, în special în cazul afecțiunilor specifice sau care se agravează în caz de caniculă. Vă rog să vă asigurați că există stocuri de medicamente de urgență, iar unitățile medicale au rezerve de apă și de alte materiale indispensabile. Pentru intervențiile medicale de urgență sunt disponibile peste 770 de ambulanțe de tip B și C de la serviciile de ambulanță și aproape 300 de echipaje SMURD. De asemenea, ministrul afacerilor interne are pregătite 2 avioane medicale și 3 elicoptere SMURD pentru preluarea urgențelor.